Bună, sunt Denis și vă prezint o nouă poveste originală pe canalul meu, Lumina Povestelor. Soarele din noiembrie se îndrepta spre apus. Zilele erau prea scurte, iar nopțile se întindeau ca un mestecat de gumă. Afară era o geră cumplită. După o vară caldă, chiar și acine nenorociți de minus 5-7 grade părea un iad absolut și totuși, în mijlocul iernii, acea temperatură este considerată o binecuvântare. Eugenia a făcut o grimasă când a auzit sunetul soneriei. Femeia și-a pus rapid o eșarfă neagră țigănească și s-a bucurat în gând că nu apucase încă să se schimbe în pijama. Ea lucra ca ghicitoare. Și deoarece toți din jur susțineau stereotipurile conform cărora o ghicitoare ar trebui să fie neapărat o țigancă, ei, o vindecătoare și prezicătoare rusă de neam autentic din a patra generație, a trebuit să poarte acele bijuterii țigănești extravagant. Cine mai sună așa târziu? Mormonă femeia de 60 de ani, cu părul scurt și gri care ieșea sub eșarfă. Scuzați, locuiește aici Eugenia. Am venit să-mi dicesc viitorul. Vrăjitoarea a deschis ușa. În fața ei se afla o tânără drăguță, blondă, de statură mică, nu mai mult de 25 de ani, foarte bine îngrijită. S-a întâmplat ceva. Sau vii așa târziu de la serviciu? Oricum, intră în orice caz, nu pot să dorm. Fata își scoase cizmele într-un covoraș indicat de proprietara apartamentului și intră înăuntru. Vrăjitoarea a creat un decor corespunzător. În camera în care ea ghicea, lumina era difuză, bile de cristal, postere cu unele citate în latină, decupaje vechi din ziare cu semne. Fata a făcut un sunet de uimire inspirat când a intrat în cameră. Vrăjitoarea a înțeles. Atmosfera o impresionase. Oaspeți, a anunțat Eugenia, o poveste tristă. S-a măritat la 20 de ani. Soțul ei era deja la acea vreme un bărbat de perspectivă, s-a ridicat rapid și a devenit bancher. Ea trăia și nu-și refuza nimic. După patru ani de căsnicie, când a devenit plictisitor, și-a luat un amant. Apoi au mai trecut încă trei ani și a dorit să divorțeze și să plece cu amantul, dar mereu amâna. Soțul era bogat, iar amantul, un artist liber, se ocupa cu muzica. Visa la faimă, dar în prezent cânta doar în locații obscure. Ea nu se hotărâse să-l lase pe bărbatul bogat și atunci s-a descoperit că el are o boală gravă. A făcut o pneumonie și s-a dovedit a fi oncologie. Soțul a căzut în depresie. Nu mai are părinți, frații sunt în străinătate, nu sunt foarte apropiați. Soțul a încetat să meargă la serviciu, stă tot timpul acasă, cere îngrijiri și este foarte slăbit. Nu vrea să se trateze, nu a mers la controle suplimentare. Fratele i-a trimis un medicament scump din Suedia, dar nu a ajutat. A consultat medicii care insistă asupra unei scanări remene, a unui examen suplimentar, trebuie să se clarifice diagnosticul, să găsească o modalitate de tratament, să îi ușureze starea și să îi prelungească viața. Dar el nu vrea. Și ce ai venit să întreb cât timp mai trăiește el? A întrebat Eugenia, întinzându-i fetei pachetul de cărți pentru a scoate cartea de deasupra. Cu o mână îngrijită, cu unghii lungi și vopsite, ea a îndepărtat cărțile. Dicitoarea i-a pus în față o carte și a zâmbit misterios. Nu, înțeleg deja că va muri, a spus fata, nu vreau să am de-a face cu el, dar nu știu cum să scap de el. El nu vrea să plece nicăieri, se împotrivește de la spital cu mâinile și picioarele, nu-i place acolo nici măcar să-și facă analizele de sânge. Vrăjitoarea și-a schimbat expresia feței. Cum o fi putut să aibă o natură atât de putredă și fără milă în acea femeie frumoasă și tânără? Ei bine, hai să vedem ce spun cărțile, a spus Eugenia. A îndepărtat prima carte extrasă, a amestecat singură cărțile, a scos câteva și le-a privit mult timp. Știi, dacă nu vrei să ai de-a face cu el, trimitele le undeva unde nu va fi găsit. Oncologie, ai spus. A întrebat din nou Eugenia. Da, cancer la plămâni. Ei bine, ascultă atunci. Cărțile spun că nu mai are mult de trăit. Va pleca de lângă tine curând, într-o altă lume, într-o lume mai bună. Și tu, dacă nu vrei să fii lângă el în ultimele lui momente, du-le într-un loc retras și lasă-l acolo. Timpul își va face treaba. Fata a zâmbit. Aproape de aici este un sat, nu mă amintesc cum se numește. Viazovca i-a reamintit vrăjitoarea. Da, acolo îl voi duce. Este aproape nelocuit, autoritățile nu pot convinge ultimii locuitori să se mute în oraș. El nu va putea să plece de acolo, este prea slab. Și am mâinile curate, iar pentru el va fi mai bine să se termine mai repede. Vă mulțumesc foarte mult! Fata i-a răsplătit generos pe vrăjitoare, punând câteva bannote roșii pe masă și a plecat. Eugenia s-a uitat la bani. Nu iau seara, îi voi lua dimineața. Stați acolo, deocamdată, a spus ea banilor, bucurându-se că va putea să economisească mai mult în această lună pentru vremuri grele. Între timp, frumoasa cu părul blond s-a întors în apartamentul ei luxos. Soțul, desigur, nu ieșea din dormitor, iar ea nu mai putea să doarmă cu el în aceeași pat de câteva săptămâni, așa că, invocând faptul că el sforă ea, se retrăgea în camera de oaspeți. De fapt, ea se temea să se trezească și să-și dea seama că lângă ea zace un cadavru. Irina o strigă soțul din dormitor. Fata zâmbi în celător. Mâine scapă de el, mâine. Vin, dragul meu, spuse ea, urcând treptele spre etajul 2. În dimineața următoare, Irina și-a ambalat cu grijă lucrurile soțului într-o valiză. Nu a uitat nici periuța de dinți. Ea voia să arunce totul, dar a strâns doar lucrurile care i-ar fi putut folosi în spital. Era povestea ei. Irina i-a spus soțului ei că îl duce la spital pentru o examinare, unde va petrece câteva zile. Semion însuși scăpase de această boală, astfel că și-a dat acordul îi era dor să-și ușureze cumva starea. De asemenea, nu și-a pierdut speranța că medicii au greșit și că testamentul scris în seif va fi o măsură prematură. El și-a transferat totul pe numele soției. Și unde se află acest spital? Nu spui nimic în mod clar, vreau să știu. Poate ar trebui să citim recenzii. Semion era un bărbat brunet scund, purta ochelari. Nu se putea lăuda cu frumusețea și atletismul, dar era foarte bun și inteligent. Mama lui, cât a trăit, se temea mereu că o femeie la comă de bani îl va înșela pe fiul ei genial. Și asta s-a întâmplat, de fapt. Irina vedea potențialul lui și nu ascundea că vrea bogăție. Când s-au căsătorit, între ei erau sentimente reale, iar banii erau absenți. Dar existau perspective pe care Semion a reușit să le valorifice. Ca rezultat, a devenit bancher. Soția lui se scalda în bani, dar sănătatea ei a lăsat de dorit. Spitalul este în afara orașului. Ești deștept că ai acceptat să mergi acolo, altfel mă gândeam deja să te duc cu forța, șopti Irina. Până în ultimul moment, ea nu i-a dezvăluit nimic. Semion era slăbit de boală, temperatura nu scădea de multe zile, dar nici nu era foarte înaltă. Sub braț, ea l-a ajutat pe Semion să ajungă la mașină, l-a făcut să se așeze și a strecurat lucrurile lui înăuntru, blestemând în mintea ei ziua în care a ieșit pentru el. A apăsat accelerația, iar cu fiecare kilometru se simțea tot mai bine. Semion a dormit pe tot drumul, iar Irina își imagina deja cum vor sărbători plecarea lui astăzi. Pe drum, ea se gândea că ceva nu era în regulă cu ea, căci nu simțea nici milă, nici compasiune față de el. În fond, Irina avea de gând să l abandoneze fără ajutor, singur. Ea l-a privit pe soțul adormit și nu s-a mișcat deloc. Poate psihoterapeutul ei, pe care l-a întrerupt după prima ședință, avea dreptate și ea era într-adevăr o psihopată. Ea se gândea doar la propria ei nevoie și nu se simțea deloc rușinată. Ea nu înțelegea de ce ar trebui să se ocupe de el. Prietena i-a spus că pe măsură ce boala avansează, va trebui să-l îngrijească singură, să-i schimbe scutece sau să angajeze pe cineva pentru asta. Dar era la fel de neplăcut pentru ea, ea nu iubea oaspeții. Irina a scos în tăcere telefonul mobil din buzunarul lui, a deschis fereastra și l-a aruncat pe acolo. În caz că îl va dori înapoi și va începe să o sune sau să sune altundeva. Curând mașina s-a oprit. Irina s-a oprit la prima casă abandonată. Ea fusese în acest sat acum trei luni, a venit în vizită de lucru și localnicii i-au indicat multe case abandonate. De aceea, Irina a mers aici fără pregătire prealabilă. Desigur, ar fi putut să vorbească cu localnicii, să ceară cuiva să aibă grijă de Semion, ar fi fost mai bine. Dar ea credea că îi face un serviciu. El a suferit și a făcut-o să sufere, iar ea ia doar voia să pună capăt tuturor acestor lucruri. Am ajuns, iubire! Bărbatul și-a ridicat capul, a aruncat o privire în jur. Unde este spitalul în care am ajuns? A întrebat el. Acasă. Acum locuiește aici. Irina l-a ajutat să coboare, Semion nu înțelegea nimic. Aici trăiește vreo vrăjitoare sau ceva de genul, unde mai a dus? A întrebat el în timp ce i-a ajutat să intre în casă. La ușa a trebuit să se lupte cu broasca, Semionabia a rezistat în picioare atât de mult timp. El gemea, Tusea. Te mut aici. Nu vrei să te tratezi, nu vrei să mergi la spital, nici măcar la unul privat. Dar am fost de acord, a replicat el din ultimele puteri. Prea târziu, dragule, nu sunt de oțel și nici îngrijitoare. Sunt tânără și vreau să trăiesc, dar tu nu-mi permiți. Nu pot să te privesc murind, înțelegi asta. Ar trebui să mă înțelegi. Îți fac o favoare nouă amândurora. Ea l-a tărât pe semion înăuntru. Acolo era un cuptor vechi, un pat, o masă, totul era plin de praf. Afară era frig și vânt. Înăuntru era clar sub zero grade. Casa nu era încălzită. Irina l-a așezat pe soț pe pat, iar acesta a căzut imediat pe perna rece din cauza slăbiciunii. Vezi, aici este un cuptor, încălzește-le dacă vrei. În geantă sunt pastilele tale. Iată o sticlă cu apă și niște sandvișuri. Dacă vrei să trăiești, vei supraviețui. Sunt sigură că oamenii de aici te vor ajuta. Doar nu te întoarce acasă, am aruncat documentele tale și deja am chemat un meșter să schimbe încuietorile. Dacă chem poliția, voi spune că nu te cunosc, că nu ești soțul meu. Voi angaja un paznic sau te voi trimite într-un ospiciu, într-un azil, oriunde. Crede-mă, nu trebuie să te întorci. Semion nu-și credea urechilor. Era soția lui, iubirea vieții lui. El s-a străduit atât de mult să câștige afecțiunea ei, a fost îndrăgostit de ea atât de mulți ani. Mă cunosc oamenii de aici la poliție, vecinii știu cine ești, ce spui. Semion și-a căutat prin buzunare telefonul. Nu avea aparatul. Tâmpitule, găsește telefonul. Haide să ne uităm adevărului în față. Nu-ți mai rămâne mult. Iartă-mă, nu pot face nimic și nu pot privi cum te stingi, nu pot. Vreau să te păstrez în amintirea mea ca fiind viu. Iartă-mă. Irina a închis ușa și a plecat. Curând Semion a auzit cum motorul mașinii ei pornește. A ajuns să atingă sticla de apă de un litru și a luat o înghițitură. Cât va fi suficientă mâncare și apă pentru el? Ea a accelerat moartea lui. Era crud. Și avea dreptate. Nu va avea puterea să încălzească cuptorul. Semion s-a acoperit cu pătura de pe pat. Tremura de frig a decis să doarmă și să încerce să nu se trezească. După modul în care l-a tratat soția, nu mai dorea să trăiască. Somnul era neliniștit, superficial, tremurul său îl trezea mereu. La un moment dat, Semion a crezut că a murit, dar s-a trezit. Era noapte adâncă, pe care nu credea că o va supraviețui. A băut apă și s-a culcat din nou. Era extrem de frig. A adormit adânc și părea că a dormit mult timp în curând a simțit că se încălzește. A deschis ochii și a văzut pe cineva în picioare lângă el cu o ceașcă, iar aburul ieșea din ea. A murit. A întrebat el. Nu, nu vei muri, nu ai cancer. Te vei însănătoși, te voi vindeca. Semion a crezut că este o nebunie, înainte să moară. Dar totul era prea real. S-a ridicat să bea lichidul pe care necunoscuta i l-a oferit. Brusc și-a simțit piciorul, l-a mișcat și a tușit. Este real? Cine ești tu? A întrebat el, realizând că nu moare, că totul era real. Fata purta o jachetă simplă, fără căciulă. Părul blond deschis era prins într-o coadă lungă, era slabă, iar mirosul de paie se simțea pe ea. Mă numesc Eva, sunt o vindecătoare locală. Vecinii au văzut cum doi intră aici, iar doar unul pleacă. Ea te-a lăsat aici să mori, nu-i așa. Văd că ești bolnav, dar aura ta nu este ca a unei persoane condamnate, iar tu nu ai cancer. Am văzut oameni cu cancer și am încercat să-i vindec. A avut doar un efect temporar, dar eu sunt în stare să te vindec complet, simt asta. Semion a băut de coctul și s-a simțit mai bine, a avut poftă de mâncare. Eva, poți, te rog, să mă aduci un sandviș. Este pe masă, încă nu a mâncat astăzi. Ea a zâmbit. Nu-ți este permis, asta nu e mâncare. Îți voi aduce supă, mă întorc în curând. Fata a plecat, iar Semion a început să examineze casa în care soția l-a adus. A fost crud din partea ei. Cum a putut face asta? Ea a văzut că era slab și a realizat că îl condamnă la moarte sigură ar fi putut să-l arunce în pădure ca pe un pisoi. Când fata s-a întors, Semion s-a bucurat că nu era singur. Încă nu credea că toate acestea se întâmplau în realitate. Am senzația că nu am mâncat de o săptămână, a spus el, savurând supa. Nu o săptămână, dar cu siguranță două zile, soția ta te-a adus aici ieri dimineață, ai fost în comă aproape o zi, apoi te-ai revenit, ai halucinat din cauza temperaturii ridicate ți-am făcut o injecție, nu îți amintești. Semion a început să-și amintească. De aceea îi se umflase piciorul, el pierduse conștiința. Părea că soția îl adusese aici doar dimineața, dar fusese ieri. Nu-mi amintesc nimic, mi se pare că am dormit toată ziua, dar nu două zile. Nu contează, se întâmplă. Te simți deja mai bine acum. Da, mi se pare că nu am temperatură. Fata și-a apropiat palma și a atins fruntea. Nu, tu bei ierburi, temperatura va mai crește, dar nu în următoarele 24 de ore. Odihnește-te, voi veni și voi verifica soba. Fata a plecat. Pe masă era o lumânare, mare și groasă, într-un borcan murdar de un litru și jumătate. Semion era sătul pentru prima dată într-o perioadă lungă și se simțea mai bine din punct de vedere fizic, nu era degeaba că îi se părea că a murit, a rămas inconștient destul de mult timp. Gândurile îi bântuiau mintea, ceea ce se întâmplase pur și simplu nu se potrivea în capul lui. A fost de acord să meargă la o consultație, dar soția l-a dus într-o casă abandonată. Aștepta în noiembrie să moară cât mai curând. De aceea îl grăbea cu testamentul. Și deja se pregătise de moarte și fusese inconștient. Dar Dumnezeu i-a trimis o vindecătoare care, cu câteva fraze, i-a redat speranța, l-a readus în conștientă, l-a salvat literalmente de la moarte. Avea sub 30 de ani, poate să o roage să cheme poliția, să povestească ce i-a făcut soția, să o pedepsească conform legii, să sune ziariștii. Nu avea forțele necesare pentru asta. Era o persoană respectată în cercurile locale și ar fi putut obține justiție. Dar acum trebuia să nu se gândească la asta. Semion a alungat aceste gânduri aproape imediat. Să o mai vadă din nou. Nu? Îl preocupă mai mult ceea ce i-a spus vindecătoarea. Nu are cancer. Așa a spus și a promis că îl va face bine și nu a cerut nimic în schimb. Dar vindecătorii așa fac, nu cer nimic pentru serviciile lor, iar oamenii le mulțumesc în funcție de posibilitățile lor. Cei care cer să li se plătească în avans fie sunt păcălici, fie păcătuiesc nespus de mult, negociază darurile primite de la deasupra, fie pur și simplu sunt șarlatani. Să cheme o ambulanță și să ceară să-l examineze. Nu? Semion se temea că îi se va confirma diagnosticul, îi era groază să afle asta. Abia îi apăruse o speranță. În plus, medicii îi spuseseră că va muri. Vindecătoarea spusese că va trăi. Totul e simplu. Dacă merge la medici, probabil va muri. Dacă rămâne cu vindecătoarea, ea îl va face sănătos. Niciun alt medic. Ajunge. Și nici o soție. Și nici un oraș. Semion a cerut de atâtea ori soției să meargă cu el în afara orașului, să lucreze la faptul de a avea copii, dar Irina nu voia copii și el vedea în geanta ei contraceptive. Gândurile îi săreau în cap capuricii. Își amintea viața cu Irina, munca sa, părinții, ca și cum ar fi fost în delir. Era foarte rău în suflet și înspăimântat. Dar nu la fel de rău ca în casa goală unde soția îl lăsa adesea fugind la manichiură sau la coafor. Întreaga săptămână următoare a fost deosebit de rece. Semion vedea cum va aducea singură lemne și auzea cum le tăia în curte. Îi era rușine că nu poate răsplăti tot ce făcea pentru el. Îl hrănea, îl hrănea cu ierburi, venea, îl întreba cum se simte și pleca. Și nu avea nimic să-i ofere în schimb. Mai degrabă era că cei putea oferi, era milionar, avea sume mari pe conturi bancare. Chiar dacă soția lui făcea de toate fără el, tot nu s-ar fi falimentat. Lucrurile erau gestionate de profesioniști de înaltă clasă. Știa că ea nu va deveni stăpâna totului până când nu moare el. Așa era scris în testament. Dar Irina nu a venit măcar să vadă dacă el este în viață. Probabil că avea destui bani pe conturile comune pentru moment. Știa că va veni odată. Și îi dorea enorm să creadă că va fi sănătos în acel moment. Să se uite în ochii ei, să vadă uimirea că omul pe care l-a abandonat în necaz s-a ridicat, ar fi fost neprețuit dar acum era prea devreme să gândească la asta. Eva îi aducea lui Semion nu numai mâncare, îi dădea și o substanță stranie, ca un medicament, îl făcea să se înfășoare într-o folie, uns cu o amestecătură urât mirositoare în zona plămânilor, în față și în spate. Semion transpira ca un nebun după aceste proceduri. Făcea tot ce îi spunea. Temperatura mai creștea rar și scădea rapid de la sine. A doua săptămână de tratament se apropia de final. Ea i-a încălzit apa, i-a adus o veche cadă care nu avea găuri, noroc că nu era stricată, și Semion a făcut baie. În casă era aragaz, dar nu era electricitate. Cine plătește gazele aici? A întrebat el odată. Eu plătesc, a recunoscut Eva, fără să-l privească în ochi. Ea se agita în jurul casei, ștergea praful pentru ca el să nu respire, spunea că e dăunător pentru boala lui. Eva, nu sunt sărac, sunt bancher. Soția m-a lăsat aici să mor, dar încă pot face asta. Ascultă, măcar într-un fel vreau să-ți mulțumesc. Îți datorez viața. Tu pleci atât de repede mereu, că nu am timp să-ți spun cât de recunoscător îți sunt. Nu-mi datorezi nimic. Această casă mi-a rămas de la vecina mea. Ea mi-a spus să o vând după moartea ei numai cine o va cumpăra într-un loc atât de izolat. Trebuie să repar lumina aici, dar nu știu cum. Știi, locuiesc singură aici de 10 ani și am învățat să fac totul, dar nu mă pricep la electricitate. Electricianul local mi-a rămas dator. L-am scos din beție și am vorbit cu el atât de convingător, încât nu a mai băut de patru ani. Îl voi vedea și îl voi ruga să vină să repare. Eu îmi sunt pot doar că am nevoie de unelte, bandă izolatoare, ce. Am mai multă putere acum, cred că m-aș descurca singură. Nu-l deranja pe electrician. Și locuiește aici singură. De ce nu? Ești tânără, frumoasă. Eu am boala mea. Nu pot în oraș. Nu-mi este confortabil acolo. Nu-mi plac oamenii, mulțimea, sincer. Nu-mi place când sunt mulți. Nu, mă înțeleg bine cu toată lumea și ajut pe cât posibil. Am un dar, ca bunica mea. Dar să trăiesc în oraș nu-i al meu. A doua zi Eva a adus uneltele. Știi, mi-ar fi rău dacă te-aș vindeca de boala plămânilor și te-ar ucide curentul electric. Semion a râs. A avut putere să râdă. Vorbea tare și chiar fără a se sufoca, așa cum se întâmpla înainte. A crezut în Eva, și gândurile despre oncologie l-au părăsit. Orice boală ar fi avut, Eva se descurca cu ea. În plus, față de ierburi și mixtura incredibil de dezgustătoare pe care o aducea în fiecare zi, Eva citea rugăciuni deasupra lui seara. Venea, se așeza liniștită și citea. Îi devenea mai ușor. El simțea asta fizic. Înainte nu a trebuit să se confrunte cu un astfel de tip de tratament, așa că Semion a crezut în abilitățile ei. Am reparat deja electricitatea, nu-ți face griji, a spus el. Semion s-a luptat mult cu cablurile. Scaunul pe care stătea s-a clătinat și Semion a căzut. Eva a încercat să-l prindă, dar nu a reușit și a căzut împreună cu el. Au râs, întinși pe podea. În acel moment, Semion a văzut pentru prima dată cât de frumoasă e atunci când râde. Și Eva s-a speriat că ar putea să se îndrăgostească de el. Semion a continuat să repare instalația electrică și, în curând, o lampă s-a aprins în casă. Avem nevoie de cabluri și voi aduce lumina în celelalte camere și afară. Dacă vrei, pot face asta și în casa ta. Unde locuiești? L-a întrebat el. Locuiesc în fața ta vezi acea casă cu jaluzelele albastre acolo. Aia e mea. Semion s-a apropiat de fereastră. Era prea slab să vadă de unde vine Eva și unde merge. Chiar acum transpira și se simțea slăbit. Eva a observat asta. Culcă-te! Trebuie să mergi, să te culci e rău pentru plămâni. Acum mergi în fiecare zi, dar doar în jurul casei. Voi aduce lemnele, acum că te ridici. Poți să le arunci și să le aprinzi dacă va fi frig noaptea. În regulă. Nu uita, robinetul trebuie să fie tras. Dacă îl tragi, te sufoci cu gaz. Bine, mă duc să aduc supa, voi fi înapoi în curând. Eva a plecat, lăsându-le pe Semion într-o stare de confuzie. Era uimitoare, avea grijă de un străin, îl trata. Ea era cu siguranță deosebită, distrăgea oamenii. Dar despre ce vorbea atunci când menționa despre boala ei, din cauza căreia trăia aici singură? Ce era cu ea? Poate HIV. Ceva altceva. Poate tulburări mintale. Dar nu se măna cu așa ceva deloc. Era complet normală, sănătoasă. Semion se simțea mai bine. Zilele se schimbau într-una după alta. A trecut o lună de când a apărut aici. Se recupera încet. Simptomele acute și slăbiciunea l-au părăsit rapid. Dar tusea și respirația ușoară nu s-au oprit încă. Își uitase deja când a respirat normal ultima dată. Culoarea pielii era gălbuie, ca și înainte. Ce-mi dai tu? L-a întrebat cândva, i-a adus încă o lingură din lichidul dezgustător. Ea a zâmbit. Nu-ți voi spune. Nu trebuie să știi încă. Te vei vindeca, atunci vei întreba. Ai trecut de slăbiciune? Da, mă simt mult mai bine. Și temperatura nu mai crește. A întrebat ea. Nu, totul a trecut. Mă simt ca la începutul bolii și pot chiar să lucrez. Eva și-a plecat capul. Avea părul șaten și ondulat de la coada de obicei împletită. În dimineața aceasta a venit mai devreme și nici măcar nu s-a aranjat. E timpul să ieși din casă. Vei merge cu mine într-o plimbare. Nu-ți fie frică dacă temperatura crește din nou. Ai o capacitate pulmonară limitată, în special acum, după boală. Trebuie să le folosești, să respiri adânc, înțelegi. Eva i-a explicat mult timp cum funcționează plămânii. Ea vorbea despre lucruri pe care le putea ști doar un medic. Ai studiat medicina? L-a întrebat Semion. Da, am absolvit cu diplomă de onoare. Dar medicina oficială este limitată. Am combinat cunoștințele cu privire la tratarea cu plante a strămoșilor noștri. Toate medicamentele pe care le avem sunt sub picioarele noastre. Știi, dacă medicina ar fi fost permisă să se dezvolte în această direcție, am fi avut deja medicamente pentru tot, pur și simplu pentru toate bolile și nu ar fi fost înfricoșător să primești orice diagnostic. În plus, există și bolile mentale, care se manifestă la oameni din cauza emoțiilor lor negative care durează ani de zile. Cu acestea, mă ocup și eu cu rugăciuni. Acest aspect poate fi abordat din perspectiva psihoterapiei și a yoga omul nu este doar trupul și compoziția chimică a sa. Dar medicina oficială nu recunoaște asta. Am disputat atât de mult pe tema asta în ultimul an de studiu cu profesorul pe această temă și apoi am aflat că el însuși are o constricție emoțională din cauza căreia dezvoltă o boală. Și l-am vindecat. Și ai primit o notă bună. A Semion. Corect, am luat nota maximă, dar o meritam de la început pentru că am cunoscut perfect materialul. Aceste cunoștințe îmi sunt necesare mie însă mi. Nu am învățat doar pentru a bifa. Este important și interesant pentru mine. Fiecare detaliu. Poți fi medic. Eu sunt deja medic, doar cu perspective largi. Și cum vezi aura oamenilor? L-a întrebat Semion. Nu pot să explic asta. Este un dar. În familia noastră au fost vindecătoare. Tatăl meu vindeca, apoi bunica. El a născut pe tatăl meu, dar el a folosit darul în scopuri greșite, pentru a păcăl oamenii. A câștigat bani, s-a prezentat ca medician negru, a făcut farmece. Eu încă mi-e rușine de el, chiar dacă domnul l-a luat deja. Dacă nu ar fi făcut lucruri groznice, probabil ar fi trăit până acum. Darul nostru, blestem și răsplată. Dar mai mult blestem. Suntem obligați să-i slujim. Tatăl tău câștiga bani cu darul lui. Tu ai fi putut. Nu se poate. Este un dar dăruit. Nu-mi aparține. Este ca și cum aș vinde biserica. Darul meu este pentru oameni, nu pentru mine. Nici măcar nu m-aș putea vindeca pe mine însumi dacă ar fi necesar. Doar pe ceilalți. Tata nu a înțeles asta. El și-a găsit propria modalitate de a folosi darul. Îmi plătea școala. Nu am intrat imediat pe buget, dar începând cu al doilea an am învățat gratuit. Când învățam în al treilea an, el nu mai era. Nici mama. Au fost lichidați de clienții nemulțumiți ai tatei. A promis să vindece un bolnav incurabil și a luat bani pentru asta. Când acesta a murit, rudele sale ucise de durere l-au împușcat pe tată și pe mama într-o stradă întunecată. L-au învinuit pe tată pentru tot. Au spus că trebuia să meargă la spital, nu la șarlatani. Mama l-a ajutat pe tată în tot și a suferit și ea pentru asta. Aceasta este povestea. Îmi pare rău că părinții tăi nu au trăit mult timp. Nici ai mei nu mai sunt. Mama m-a născut târziu au plecat cu tatăl meu deja la pensie, nu de mult, iar ai tăi au murit tineri. Eva și-a strâns buzele într-o expresie de compasiune și l-a luat pe semion de mână. Nu ne aparține nouă să decidem când oamenii vin pe lume și când pleacă de aici. Nu ne putem plânge de asta. Trebuie doar să trăim. Voi veni peste o oră, vom merge într-o excursie împreună. Eva i-a adus lui Semion o cămașă veche, o căciulă și cizme calde l-a învelit și l-a dus prin sat. Locuitorii locali, se pare, stăteau în case. De-a lungul timpului, Semion a văzut doar doi copii mici care se bucurau de zăpadă și de căldură. Erau 5 grade sub zero afară, era liniște, ninge. Eva l-a condus pe Semion în afara satului. Au mers mult timp în sus. Semion se sufoca și se plângea că îi era greu să respire. Dar ea spunea, prin durere, L-a dus pe un deal de unde satul lor se vedea ca în palmă. Era o priveliște uimitoare. Semion și-a revenit. Ochelarii săi se abureau în mod constant, îi ștergea și îi punea din nou pe nas. Doamne Dumnezeule, cât de frumos e aici! A spus el și, brusc, a început să plângă. Pe el l-au copălșit emoțiile. Țipa spre cer și plângea ca un copil. De pe acest deal, el vedea nu doar satul, ci întreaga sa viață, ca în palmă. Ce viață mizerabilă a dus! El știa de mult că soția lui nu-l iubește, că a devenit indiferent pentru ea. De ce naiba nu a plecat de lângă ea? De ce s-a predat când a auzit diagnosticul? Și cine l-a trimis în calea lui pe acest înger? Eva stătea lângă el și zâmbea. Era atât de frumoasă în jacheta ei albastră deschisă, cu pălăria și părul ondulat desprins de după coadă. Plânsul este și el o formă de terapie. Înainte veneam adesea aici să plâng. Știi, încă mi se pare că am murit în acea primă zi, când soția m-a părăsit aici. Și tu, îngerul trimis mie din milă. Semion a strâns-o strâns în brațe și a strâns-o la piept. Ea nu s-a opus, l-a îmbrățișat în schimb și i-a permis să o strângă așa mult timp cât a dorit. Lipindu-se de ea, el simțea o anumită liniște, ca și cum ea ar fi fost nemuritoare, plină de înțelepciune divină. În jur, ninge, iar sufletul lui devenea atât de luminos. Plămânii îi simțea durerea cauzată de aerul rece. Dar era atât de fericit, conștient pentru prima dată cu adevărat de tot ce îi se întâmplase în luna aceasta. Știi, am uitat să-ți spun. Astăzi este anul nou. Te felicit, a spus ea în brațele lui. Semion a realizat brusc că a pierdut socoteala timpului. Nu știa în ce zi a săptămânii este astăzi, ce dată este. A uitat totul. La început, gândurile ansoase și depresia nu-l părăseau, dar Eva l-a vindecat nu doar plămânii. Rugăciunile ei atingeau ceva în interiorul lui. Și de fiecare dată o bucată se desprindea de pe marea gheață din interiorul lui. Și acum a interpretat totul. A trăit pentru bani, a avut succes în afacerile sale, dar a făcut toate acestea nu pentru el însuși. Pur și simplu, Irina, iubita lui, iubea banii. Și el era eroul ei doar atâta timp cât putea să-i câștige. Dar odată ce s-a îmbolnăvit, ea l-a aruncat ca pe un cățeluș, în sensul propriu al cuvântului. L-a lăsat neputincios și să moară, dându-i doar două sangvișuri și o sticlă de apă. Și pentru ea a trăit, pentru ea a urcat pe culmile financiare. Dar el visase altceva. El dorea copii, o familie și o casă în mijlocul naturii să pescuiască și să aibă grijă de animale și să călărească în mod obligatoriu. Întotdeauna visase la asta. Am un cal, i-a spus ea, făcându-le să se sperie pe Semion. Citești gândurile mele. Nu, nu citesc, dar văd imagini puternice. Uneori. De exemplu, când stau atât de aproape și când oamenii îmi acordă încredere. Nu înțeleg ce este asta, dar le văd. Ești incredibilă. Semion a simțit dorința de a o săruta și s-a întins spre ea. Dar ea s-a dat înapoi. Hai să renunțăm la asta, nu despre asta vorbeam, prietene! Eva s-a dat înapoi, iar ei au început din nou să privească în depărtare. Iartă-mă, emoțiile m-au copălșit. Tu mă inspiri, asta e adevărat. Tu ești doar recunoscător, dar nu îmi datorezi nimic. Darul meu este pentru toți. Și acum e rândul tău. Ai nevoie de el. Și Dumnezeu te-a ajutat să ajungi aici. Semion și-a luat fața în mâini, iar ea i-a zâmbit condescendent. Nu e nevoie să mă consolezi, înțeleg totul, probabil ai dreptate, dar am fost traumatizată și am decis să fiu singură pentru o perioadă de timp. Și au trecut deja 10 ani. Da, a confirmat ea cu capul. Bine, hai să nu ne tot reamintim povestea nefericită a vieții mele, trebuie să coborâm, mai am descăzut temperatura la tine, a spus ea și s-a îndreptat spre pantă. Nu am febră, ai uitat. Semion a întrebat, transpirând. Eva i-a dat o doză dublă de medicamente și curând Semion a adormit. Noaptea, l a trezit și i-a dat haine curate pentru a se schimba, l-a frecat cu un prosop cald umed, apoi uscat și a plecat. Semion a băut probabil jumătate de găleată de apă dintr-o singură îndicitură și a adormit. Dimineața s-a trezit cu slăbiciune, dureri de cap, dar plămânii s-au simțit uimitor de ușori. Tusea nu mai era atât de dureroasă, devenea mai ușor, ca și cum trecuse prin vârful bolii. Eva a venit în jurul orei 8 dimineața cu o coadă de cal într-o cămașă de flanelă în carouri și blugi simpli. Astăzi este frig afară, trebuie să tai mai multe lemne. Eu merg în pădure, mă întorc curând și apoi te hrănesc. Semion a așteptat-o până seara, privind neîncetat pe geam. Ninge spre seară viscolul s-a intensificat. Ea nu s-a întârziat niciodată atât de mult. A început să se îngrijoreze. S-a îmbrăcat, s-a învelit și a mers până la casa ei. A bătut, nimeni. A deschis poarta curții. Era curat, ordonat pe casa atârna o lăcată de dimensiunea capului său. Semion a zâmbit, evaluând dimensiunea acestuia. Trebuie să mergem în pădure. A inspirat adânc, Tusea și a pornit pe poteca pe care deja ninsese. A mers mult timp, era frică să nu se rătăcească s-a străduit să-și amintească drumul. Eva! Striga el. Când a intrat adânc în pădure, a auzit un răspuns. Sunt aici, ajută-mă! Se auzea undeva în dreapta. Semion a alergat și în curând a văzut-o pe Eva cu o grămadă de crenci pe zăpadă. Piciorul ei era prins într-o capcană uriașă, iar pe zăpadă se formase deja o baltă de sânge. Nu pot să o deschid, nu reușesc, nici cum băți. Ajută-mă! A implorat ea, suferind de durere. Doamne, asta pare o capcană pentru un dinozaur! Cine locuiește aici de asemenea dimensiuni? A întrebat Semion, așezându-se lângă ea. Este o capcană veche. A fost lăsată aici acum 10 ani. Obișnuiau să fie urși, uriași. Acum nu mai sunt și hoții au devenit plictisitori. Satul s-a golit, capcana a rămas de la cineva. Semion a început să apese cu grijă pe capcană, dar aceasta nu ceda. Eva gemea de durere. Hai să o facem împreună, a spus ea și și-a prins mâinile de marginile ascuțite. Semion i-a privit în ochi și s-a pregătit să deschidă acea capcană blestemată cu orice preț. La trei. Unu, doi, trei. Au început să-și lărgească marginile împreună, lamele ascuțite și ruginite înțepau mâinile, dar nu s-au retras până când capcana nu s-a deschis pe jumătate și nu s-a desfăcut cu un clic strident. Gata! Sângele a început să curgă din picior. Să ne legăm și să mergem, a spus Can Semion. El și-a luat șalul de pe el și a strâns ferm piciorul deasupra rănii. Ea a suportat stoic durerea. Semion a luat-o de mână și au plecat în liniște. La ieșirea din pădure, Eva a spus, nu am vaccin pentru tetanos. Va trebui să mergem la spital. Și și tu. Ea a făcut un semn cu capul spre mâinile lui. El le rănise pe amândoi cu marginile ascuțite ale capcanei. Semion a însoțit-o pe Eva până la casa ei. La ușă, ea a scos o cheie mare din buzunar, a deschis lacătul și au intrat înăuntru. Semion a fost surprins. Interiorul casei Evei nu semăna cu o colibă a unei solitare. Avea un televizor, perete cu tapete, tapete moderne și frumoase, portrete, tablouri. Și într-un colț al camerei principale, chiar și un telefon mobil se încărca. Eva a mers în baie, care era și ea modernă. Acolo și-a scos șalul și-a spălat rana corespunzător, a turnat un tub de apă oxigenată și a înfășurat-o cu tifon. Semion a ajutat-o în acest proces, deoarece mâinile lor erau zgriate. Apoi și-a tratat rănile de pe mâini și ale ei. Pot suna la ambulanță. Trebuie să-ți coasă rănile. Sângele nu se oprește, tifonul este deja îmbibat, vezi. Eva a pus ceainicul pe foc. Trebuie să bei ceva cald. Ai vodcă? A întrebat Semion. Eva a dat din cap. Bea o omizitură pentru a te încălzi, ai petrecut mult timp în pădure. Și sună la medic, avem nevoie de o ambulanță. Eva l-a ascultat, a luat o dintr-o sticlă transparentă, a făcut o grimasă. Apoi a format numărul pe mobil și a rugat un medic să vină, explicând ce s-a întâmplat. În curând, un bărbat cu păr negru și mustață a intrat în casă. El a examinat rana, a aplicat o altă bandajă și a chemat o mașină să o ducă pe Eval în oraș. Și tu, deci, ești băiatul bogat din oraș pe care soția ta l-a abandonat aici să moară? A întrebat doctorul. Există legende despre mine, a zâmbit Semion, realizând că locuitorii unui așezământ atât de mic nu puteau să nu cunoască povestea lui. Ei bine, le auziseră localnicii încă de la prima zi când Irina a venit aici cu mașina. Au auzit, au auzit. Te-ar fi și ei examinat. Eva este, desigur, un medic minunat, dar totuși aș insista să fie examinat, a spus doctorul. Nu am acte, soția m-a abandonat aici fără nimic. Nu-i nimic, mă voi ocupa eu de asta, îți vor verifica plămânii, vom ști cu ce avem de-a face. Semion a fost de acord să meargă la spital împreună cu Eva. El nici măcar nu și-a imaginat că va ajunge în orașul său natal. Totul în jur era atât de familiar, dar totuși atât de străin, ca și cum ar fi fost într-o viață anterioară, ca și cum ar fi urmărit un film și abia acum începuse să trăiască. Am crezut că există un spital de raion aici, a spus Semionevei. Există, dar nu au echipamentul necesar pentru a te examina, iar medicul tot ar fi mers să-l aducă pe vaccin în ziua următoare. Așa că rana mea a fost o modalitate convenabilă de a rezolva trei probleme odată, te examinează pe tine, mă coasă pe mine și iau vaccinul. A fost întuneric în afara mașinii, aceasta s-a oprit în fața spitalului orașului. El a ajutat-o pe Eva să ajungă la cabinet. Doctorul care i-a adus acolo a șoptit ceva asistentei, iar ea a chemat un alt doctor. Acesta l-a condus pe Semion la scanarea CT și remene, examinările pe care le temea cel mai mult. Când Semion a ieșit din cameră cu rezultatul în mână, Eva era deja așezată în hol cu piciorul cusut. Ei bine, ce zice acolo? A întrebat ea temându-se să afle că diagnosticul nu era încurajator. Desigur, ea avea încredere în darul ei, dar dacă se înșela, iar medicii nu aveau dreptate. Nu am cancer. Nu pot să spun diagnosticul cuvânt cu cuvânt, dar poate fi tratat. Este dificil și lung, dar poate fi tratat. Aș fi murit din cauza asta dacă nu erai tu. Doctorul a spus că stadiul nu este avansat. Acum nu mai este avansat. A spus că țesuturile de regenerare sunt și ele vizibile acum. Și înainte era foarte rău. Era o zonă mare de deteriorare și lipire. Dar acum nu este atât de rău. Pot face o intervenție chirurgicală, este indicată în cazul meu sau pot să mă tratez la tine, pentru că tratamentul tău mă ajută. Nu voi muri, Eva, nu am cancer și nu am avut. Doamne! Semion a izbucnit în lacrimi, iar Eva s-a ridicat și l-a îmbrățișat strâns. A fost fericirea de a afla că viața nu s-a încheiat, că continuă, că totul va fi bine. Semion s-a uitat în ochii ei. Mi-ai salvat viața, i-a spus el, mândindu-i părul de pe față și tu mi-ai salvat-o pe a mea, suntem chit, a zâmbit ea. Semion s-a plecat să o sărute, iar de data aceasta Eva nu l-a respins. Ea de asemenea s-a apropiat de el, îmbrățișându-le încredințată de gât. Dar în acel moment doctorul a apărut în coridor. Tinerii, este timpul să plecați. Sunteți sănătoși, sunteți cusuți, iar eu am luat vaccinul. Să plecăm, a întrebat el. Eva s-a retras timid în curând se aflau din nou în mașină. Luminile orașului treceau rapid. Eva era foarte aproape. Semion tremura în ambulanța veche și uzată, care îl ducea din orașul său natal în mijlocul pustietății. Și era fericit, mai fericit decât oricând. Simțea durere și oboseală și temperatura, probabil, creștea din nou. Dar sufletul său era atât de fericit ca niciodată înainte. Pe suflet era primăvară. Era acolo, el i-a salvat viața și nu are o boală incurabilă. El se recuperează, se întoarce acasă. Realizând că într-o lună, micul sat devenise casa lui. Probabil că dacă într-o lună ai uitat de casa ta natală în care ai trăit o viață, înseamnă că nu a fost niciodată casa ta. Pentru că casa este locul care te cheamă, în care întotdeauna vrei să te întorci. Au ajuns. Doctorul i-a coborât între cele două case și a plecat. Probabil că mă voi duce, a spus Semion, nevrând să o preseze. Era frică să nu o sperie pe Eva. Ea era rănită, traumatizată, plus acest dar care, ca un jurământ hipocratic, o obliga să vindece pe oricine avea nevoie. Astăzi a fost greu pentru ea și el se simțea rău în tot corpul. Știi ce, hai la mine, vei sta peste noapte la mine. Nu am adus lemne, iar tu arzi de frig. Mi-e groaznic de durerea piciorului și nu mai am deloc forțe. Au intrat în casă, unde era liniște și întuneric. Eva a închis ușa și se întindea să aprindă lumina, dar Semion i-a oprit mâna. Atingerea a fost plăcută, tandră. Ambii au cedat impulsului. Semion a sărutat-o, iar ea i-a răspuns. A fost magic, de neuitat. Ești obosită, lasă-mă să am grijă de tine, a spus el când amândoi au reușit să se oprească. A aprins lumina și a ajutat-o pe Eva să-și scoată haina, apoi a pus ceainicul pe foc. Probabil că îți e foame, ai stat întreaga zi în pădure. Îmi este foarte foame. În frigider este supă, paste la flotări, le poți încălzi. Semion se ocupa în bucătărie, iar Eva se uită la el și nu putea să creadă. Pentru prima dată în atât de mult timp, cineva îi ajută. Ea se necase atât de mult în singurătatea ei încât a încetat să creadă în astfel de minuni. I se părea că este blestemată, că este singură în univers și va fi întotdeauna așa. Au cina și s-au culcat. Semion dormea într-o cameră separată, Eva într-o sală mare, pe un pat dublu. El nu voia să fie prea insistent, așa că a reprimat dorința de a veni și a o îmbrățișa. A trecut o lună. De când Eva a căzut în capcană în pădure, Semion a trăit cu ea. Ea nu mai putea avea grijă de el, avea nevoie și ea de ajutorul lui. Piciorul ei era umflat și refuza să se vindece. Plus că amândoi aveau răni la mâini. Găteau împreună, mergeau împreună să adune lemne. Și mai mult se sărutau ca niște miri și nu puteau să se despartă unul de celălalt. Eva a aflat multe și interesante despre Semion. I-a spus că a fost unul dintre cei mai buni din anul lui, că profesorul său l-a recomandat pentru diplomă de excelență să-l angajeze în afacerea sa pentru că a văzut potențialul și gândirea lui non-liniară. A spus că Semion era unic și că astfel de talente trebuie să fie apreciate. Băiatul a obținut rapid succes, nu s-a temut să-și investească toți banii în afacerea sa și a devenit un bancher de succes. Irina s-a răcit la el, dar el credea că căsnicia lor era sfântă. Credea că ea îi era fidelă și că vor fi împreună până la sfârșitul vieții. Când soția lui l-a adus aici bolnav, el nu mai voia să trăiască. Dar totul trece, durerea trădării s-a vindecat și inima lui s-a vindecat, a iubit din nou. De data aceasta, el s-a îndrăgostit nu de frumusețea exterioară, deși Eva era destul de atractivă. A văzut în ea o combinație a ceva incompatibil. O fetiță mică și neajutorată locuia la marginea lumii și ajuta oamenii, în timp ce ea însă și nu se putea ajuta. Înspăimântată și rănită, ea îi salva pe alții cu devotament, fără să se gândească la ea. Corectă, cinstită, dezinteresată, ea era un adevărat medic, pe care, probabil, nu-l mai găsești astăzi. Fata a fost bine cu el, l-a gătit ca pe un copil și a înțeles că nu va putea niciodată să-i răsplătească. Ea a făcut mai mult pentru el decât oricine altcineva. Eva i-a spus despre copilăria ei. În casă era mereu aglomeratie, tatăl vindeca oameni, iar politicieni și diferite persoane cunoscute veneau la el pentru bani, deoarece a învățat să citească cărțile de tarot. Eva ar fi putut face asta, dar nu a vrut. În copilărie mergea la biserică și părintele i-a învățat că ghicitul este păcat. Așa că nu a mai făcut asta dar darul ei l-a folosit în beneficiul celorlalți și după fiecare persoană pe care a vindecat-o, simțea o influx de energie și bunătate, dar binele ei se întorcea mereu la ea ca un bumeran. Eva le explica oamenilor că nu dorea nimic în schimb, dar mulți totuși lăsau bani, alimente sau pur și simplu nu lăsau nimic. Eva spunea mereu, fac asta doar așa, nu am nevoie de nimic, sunt fericită să ajut pentru că sunt medic. Ea avea un câine, o vacă. Eva vindea lapte și ouă și trăia din asta. În timpul verii avea și o mică grădină. Trăia ca toți ceilalți oameni din sat și îi plăcea. Sau mai degrabă, se obișnuise. I se era frică să mai lase pe cineva în viața ei până când a apărut Semion. Bărbatul s-a însănătoșit. Examinarea a arătat că plămânii lui erau curați și aproape vindecați. Eva a dezvăluit secretul tratamentului ei. De unde obținea ingredientul neobișnuit, nu a spus. Dar aceasta îi vindeca pe mulți de boli respiratorii, inclusiv tuberculoză. În plus, plantele medicinale, rugăciunile. Și odată ce Semion s-a simțit mai bine, Eva a început să-l convingă să facă sport, să meargă și să se miște. I-a spus că mișcarea este, de asemenea, vindecătoare. Vindecă multe boli și poate înlocui multe medicamente. Trebuie doar să fii o persoană activă și bolile nu te vor ajunge. O adevăr simplu, pe care mulți o uită și apoi se miră de unde vin bolile. După un timp, când zăpada a început să se topească, Semion și Eva au început să discute despre căsătorie. Relația lor se dezvolta rapid. Semion a ajutat-o să realizeze că nu era blestemată, ci că tragedia prin care a trecut a fost doar o coincidență nefericită. Poate a fost o încercare prin care trebuia să treacă. Să fie lângă el o făcea pe ea să se simtă mai ușoară, iar ea înflorea. Oamenii din sat iubeau pe Eva și erau fericiți pentru ea. Semion a fost bine primit aici. El se străduia să ajute pe toată lumea și era deschis și amabil. Întotdeauna își dorea să fie așa. Dar orașul crud și afacerile mai crude îl forțau să-și ascundă adevărata natură de ombulând în spatele unei măști de om de afaceri calculat. Dar acum simțea că este exact acolo unde trebuie să fie. Era o zi însorită, dar rece. În sat a intrat o mașină cunoscută. Semion știa bine ce mașină era. Eva stătea lângă el și pau un șanț pentru a drena apa din curte. Între timp, se jucau în zăpadă și se distrau spre bucuria vecinilor care îi priveau de pe curțile lor. Primăvara îi scosese pe toți din case să-și încălzească oasele la soarele cald. Este Irina, a spus Semion. Eva s-a încruntat. Ce ai? E bine, nu? Am nevoie de divorț. Și va fi foarte interesant să-i văd fața acum. El a sărutat-o pe Eva pe frunte, a luat-o de mână și aștepta. Irina a oprit mașina. Scuzați-mă, a murit un bărbat aici la începutul iernii, în caut mormântul, a spus ea, neputând vedea prea bine cu lumina puternică a soarelui cine este bărbatul de lângă Eva. Nimeni nu a murit aici, a răspuns Eva. Irina s-a uitat mai atent și nu și-a putut crede ochilor, și-a acoperit gura cu mâna și a ieșit din mașină. Ești în viață! Semion, dragul meu, ești în viață! cât de fericită sunt! A strigat ea și a alergat spre el, dar Eva i-a blocat calea. Unde crezi că mergi? L-ai lăsat pe soțul tău să moară în coliba de gheață. Nici măcar nu ai întrebat permisiunea, ai spart încuietoarea și ai intrat. Soțul tău nu mai este aici, ar trebui să te bage la închisoare pentru asta. Dar viața îți va face dreptate oricum. Semion, cine este asta? A întrebat Irina, uimită de furia Evei. Semion a învăluit-o pe Eva cu brațele de la spate și a zâmbit. Ea este îngerul meu. Nu am avut cancer, dar am avut o altă boală. Și tu, probabil, ai cheltuit toți banii din contul comun. Ai venit să adun dovesc că a murit pentru a intra în moștenire. Irina a rămas șocată. Venise aici confuză și derutată pentru că croaziera în care plecase cu amantul său se terminase doar cu câteva zile în urmă. Lăsase soțul său să moară în frig și singur, iar ea, pentru a se distanța de sentimentul de vinovăție, plecase într-o vacanță. Apoi au mers la mare. Nu e de mirare că banii s-au terminat repede, chiar dacă suma era mare. Amantul s-a dovedit a fi un cântăreț eșuat. Irina l-a prins cu altcineva și și-a încheiat relația, spunând că nu va plăti pentru înregistrarea primului lui disc, așa cum promisese. S-a întors în orașul său mic și rece și a decis să intre în moștenirea legală. Știi, ești un ticălos. Poate voi primi nu totul, dar măcar jumătate din banii la divorț. Sunt fericită că ai supraviețuit, dar te înșel cu privire la mine. Te iubeam doar pe tine și te-am plâns tot acest timp. Irina și-a ridicat capul, a intrat în mașină și se pregătea să plece, dar Semion a mers hotărât la mașină și a bătut în geam. Știi, draga mea, mașina asta este a mea, coboară, a spus el. Ce? Nu am de gând să rămân aici în acest găinat. Dacă nu cobori, sunt la poliție și depun plângere împotriva ta, a amenințat Semion. Irina a ieșit trântind ușa. Ea purta un palton subțire, fără căciulă. Nu purta niciodată, iar tocurile erau alte, ca întotdeauna. Trebuie să ajung în oraș, dumă acasă și ia mașina. Dar să știi că la divorț îți voi scoate pielea. Semion a intrat în mașină și a zâmbit plăcut. Eva, urcă, o să te conduc cu viteză, i-a strigat el. Frumoasa blondă a orașului a trecut pe lângă Irina și a luat loc pe scaunul din față. Semion a pornit motorul și au plecat, lăsând-o pe Irina să stea în mijlocul drumului mohorât. Ce bine te descurci cu ea, nu-i așa? A întrebat Eva. Comparat cu felul în care a acționat ea în privința mea, eu sunt doar un magician bâlând. Ea are o geantă, un telefon, va chema o mașină din oraș. Nu mi-a lăsat telefonul mobil, doar o sticlă de apă și sandvișuri. Au mers în jurul satului, privind apusul soarelui s-au întors acasă după câteva ore. La o stație de autobuz la un kilometru de sat, Irina înghețată îi aștepta. Probabil aștepta o mașină sau încerca să prindă o cursă. Semion a frânat, a căutat în torpedoul și a găsit acolo toate documentele sale. Și pe mașină, și pe casă, și pe cei cu care visase și altele. Lângă era un recipient în care se afla un sandviș. Irina întotdeauna le făcea pentru drum. Sub scaun zăcea o apă minerală. Semion s-a oprit lângă soția sa, a deschis fereastra. Duma acasă, altfel voi îngheța aici, taxiul nu va ajunge prea curând, isteriza ea. Ia. Semion i-a întins apa minerală și recipientul. Irina le-a luat în mod automat. Ce este asta? A întrebat ea. Este pentru tine, draga mea. El a închis fereastra și a plecat. Au parcat mașina în curtea Evei și au mers să bea ceai. După câteva ore, Eva a fost copălșită de remușcare. Mă duc să văd dacă ea este acolo, o aduc aici. Nu vrem să înghețe într-un asemenea loc, a spus ea. Nu vrem, a spus Semion dezamăgit. Nu vrem, a zâmbit Eva, sărutându-le. Eu voi merge. Promit că o voi aduce aici să o hrănești și să o încălzești, dacă încă este acolo. Semion și-a pus haina, căciula, a pornit mașina și a ajuns la stație. Irina sărea într-una pentru a se încălzi. Mașina nu a venit. A întrebat el. Nu? Te urăsc. Cum ai putut să mă trădezi așa? ne ați schimbat cu acea zdreanță. O să te distrug. Era mai bine să mori. În acel moment farurile unei mașini înaintează se aprinseră. Gata, a spus iubita lui. Probabil este pentru tine. Dacă nu, am promis să vei că o voi lua pe tine pentru a petrece noaptea în căldură. Ea este mai amabilă decât tine. Îți amintești cum ai adus aici? Știi, atunci aproape a murit. Irina și-a înclinat capul. A urmat o pauză. Probabil că regreta fapta sa. În curând mașina s-a oprit în fața lor ați chemat. Se auzea din interior. Da, mulțumesc. Vă aștept de trei ore deja. Irina a urcat în mașină și a plecat. A doua zi a mers la vicitoarea care îi spusese că soțul ei va mur cu siguranță. Al și-a dus aminte de cuvintele acelea și a decis să strige și să se elibereze pe cineva. A fost ea care a susținut atunci decizia de a-și lăsa soțul să moară în sat. Irina a vrut să-și scape de vinovăție, dar totul a ieșit complet diferit față de așteptările ei. Ea a găsit apartamentul ei și a sunat la ușă. Eugenia i-a deschis. Tu? spune ea. Intră! Vrăjitoarea a lăsat-o să intre în casă. Nu am venit să ghicesc. Am venit să-ți spun că ești o șarlatană! strigă Irina de la ușă mi-ai spus că soțul meu va mur cu siguranță, îți amintești. Și mai susținut, ai spus că trebuie să-l ducem în sat și să-l abandonăm acolo. Și te-am ascultat. Dar el trăiește. Și deja are pe altcineva. Și eu rămân cu nimic. Eugenia zâmbea. De ce zâmbești? Ești nebună. Dăm banii înapoi, mai înșelat. Am făcut asta pentru soțul tău. El a murit, într-adevăr. Bărbatul pe care îl cunoșteai nu mai există. El este acum o altă persoană. S-a reîncarnat și s-a vindecat. Îți amintești că ți-am sugerat să-l duci în Viazovca? Nepoata mea trăiește în acel sat. Ea, la fel ca mine, este vindecătoare. Imediat ce a ieșit pe ușă, am sunat-o și i-am spus să te aștepte. Am văzut în cărți că soțului tău nu este destinat să moară. Dar numai dacă îndepărtăm sufletul tău negru de lângă el. Cu tine, el ar fi murit. Nepoata mea l-a vindecat. Ea este luminată, curată. Nu credeam că se vor îndrăgosti unul de celălalt. Dar mă bucur că s-a întâmplat așa. Am salvat viața soțului tău. Dacă nu eram eu, ai fi căpătat o mare vină du-te de aici, iubita mea, și nu te mai întoarce. Altfel, voi arunca asupra ta un blestem și ți vor crește mustăți și coarne. Pleacă! Irina a fost șocată de ce i s-a spus. A ieșit din casa ghicitoarei ca lovită de fulger. Semion a depus cererea de divorț și a amenințat-o pe fosta soție că va face publică întreaga poveste. Modul în care a acționat cu el, în cazul în care ar încerca să ceară bani ziarele ar fi scris în detaliu despre cum l-a adus în sat și l-a lăsat să moară. Pentru a păstra acest lucru secret, ea a semnat un acord de divorț și a plecat din casă, luând doar hainele ei. Ea a rămas fără nimic și s-a mutat înapoi la părinți. Semion a vândut casa și afacerea. O mare parte din bani i-a donat oamenilor care aveau nevoie de tratament pentru cancer. Atât copiilor cât și adulților care nu-și permiteau tratamentul costisitor. El se simțea foarte rău când credea că este bolnav și voia să ajute pe cei cărora li s-a confirmat diagnosticul. În timp ce Eva a refuzat să se mute din sat, indiferent cât de mult o chema în oraș, în casa lui mare și frumoasă. Atunci el și-a construit propria casă în sat, la fel de mare și confortabilă. Construcția a durat aproape un an. Până la acea vreme, medicul local ieșise la pensie și Eva, cu diploma ei roșie, devenise asistenta medicală locală. Semion a cercetat perspectivele și și-a deschis propria fermă. La inițiativa lui, în sat s-a construit o stradă și s-a amenajat o mică loc de joacă pentru copii. El a creat locuri de muncă și satul a prins viață. Finanțarea bugetară a crescut despre acest lucru, scriau ziarele, atrăgând atenția autorităților asupra problemelor micilor așezări. În curând, Eva a devenit soția lui oficială, ajutoare pe fermă și mama unui frumos copil. Semion a devenit un tată fericit, așa cum și-a dorit întreaga viață. Eva și-a dorit întotdeauna să aibă copii. Băiatul semăna izbitor cu tatăl ei decedat. Și după un an s-a născut și o fetiță, care era o copie a mamei lui Semion. Cu toate acestea, încă din primii ani ai copilăriei, ambele copii și-au arătat abilități neobișnuite. Băiatul spunea că își amintește de viața anterioară și că era bunicul lui Semion, iar fetița vindeca animalele de pe stradă. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați.